În momentul de față aș putea spune că lotul s-a definitivat, deci avem 11 jucătoare și cu perspectivă în iarnă de a mai duce încă o jucătoare de valoare. Oficialii echipei de volei CSM Târgoviște au reușit să închege o echipă cu puțin timp înainte de a se relua activitatea competițională, iar acum este momentul să demonstreze că au avut mână bună. Formația târgovișteană își va intensifica stagiul de pregătire participând în perioada 20-21 septembrie la turneul de pregătire Memorialul Ion Constantinescu, unde va trebui să demonstreze omogenitate, având în vedere că au ca obiectiv de îndeplinit cucerirea trofeului. Ediția din acest an se va desfășura în sala sporturilor Ion Constantinescu. Antrenamentele decurg normal, nu avem probleme medicale și nici nu ne dorim așa ceva. Am participat la un turneu de pregătire la Craiova de 2 zile cu Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și Rapid București. Eu sper și din ce mi-am dat seama până acum să venim cu cupa. S-a omogenizat echipa? În proporție de 70%, da. Până la debutul din tur, Ion Dobre dorește să mai achiziționeze un echipament nou și a schițat o clasare în primele 6 locuri. Sper să ne înnoim înaintea meciului tur din cupă cu un rând de echipament nou, pentru că acum, dacă am schimbat în proporție de 90% echipa, alte măsuri, alte... Da, și aștept. Obiectivul este clar. Noi sperăm cu lotul actual să terminăm în primele 6 locuri. Dacă putem mai sus, ceea ce noi ne dorim din tot sufletul, va fi mult mai bine. Și pentru echipe și pentru viitorul echipei. Eu sper măcar locul 6, nu mai jos de 6. Iată programul competiției.